Morning Glory, Morning Glory, ce ochi roșii au sudorii. Păi da, e firește, bonjurică, am revenit cu invitatul nostru, da bă, nenică. Deci, tocmai din Sălanj, pe bicicletă, dimineața în trafic, foarte greu. Bună dimineața, Radu Păltineanu. Bună dimineața, Răzvan, și bună dimineața ascultătorilor. Așa, Doamne ajută. Să sperăm, da. Nu te grăbi asta cu ascultătorii, că nu știi. Nu știi niciodată. Da, Radu Păltineanu este un român. Așa începe. Este un român stabilit în Canada, dar a făcut downshifting, adică s-a întors în România totuși, pentru că în Canada poate oricine să trăiască, nu? Să fie fericit. Cam așa, mai merge și contra trendului, nu? Și și-a programat o întâlnire. Ai făcut din asta? Ai făcut sabbatical ceva? A fost cam lung. Stai, uite. Deci, Enoteca, mulțumim foarte mult că ne-ați trimis pahare. Doamne sfinte, deci era cumplit. Da. Roze, fructe de pădure, numai probleme, numai necazuri. Vă dorim să călătoriți frumos în trafic în continuare. Doamne, omul, da. Doamne, cele bule să se adune. Este urarea noastră de astăzi. Bun, Radu Păltineanu s-a gândit, bicicleta este viața ta, genul ăsta? Mai nu e viața mea, e modul prin care mă deplasez să văd lumea și să... Doar cu bicicleta? Da, traseul pe care l-am făcut prin America a fost cu bicicleta și pe Amazon, unde nu exista șosele, cu barca. Da. Băi, dacă erai șmecher, mergeai pe Amazon cu bicicleta. Mai sărea o anaconda să te muște de lanț? Băi, nu, și aia în sine e o experiență, nu? Ai văzut anaconde? Nu. Nu? N-am văzut. Live nu le-am văzut. Ah. Am văzut o grămadă de animale, am văzut grizzly prin Alaska. Ah, și cum e? Păi, e altfel decât la Plaiu Foi? Ceva mai măricel, da. Mai măricel, nu? Da. Bun, deci Radu a planificat o călătorie care a durat 3 ani și 3 luni. A plecat din Alaska. Da, din nou. Deadhorse se numește. Păi cred și eu, adică... Calul mort. Da. E greu să reziști acolo, ca și cal. Și ai parcurs 34.554 de kilometri pedalați și alți 4.100 navigați pe Amazon. Exact. Înspre Ushuaia. Da, până la urmă am ajuns chiar mai jos de Ushuaia, am ajuns la Puerto Toro, care e cea mai sudică așezare omenească, cu 10 locuitori pe o insulă la... Și ce să vezi, vorbesc cu accent moldovenesc, nu? Vorbesc cu accent cilian. Zi, domnule, cum e cu românii? Așa, stai totuși să trecem la ce a însemnat această călătorie. Așadar, Alaska, apoi Canada, apoi SUA, Mexic, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Columbia, Venezuela, Brazilia, Guiana, Surinam, Guiana franceză, apoi Peru, Ecuador, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay. De ce mă Uruguay, mă? De ce mă Paraguay, mă? Și Chile. Și Chile. Le-am cam completat toate astea continentale. Da, nu, n-a fost rău. N-a fost rău. Nu-mi place să las găuri. Poți să te întreb cât a costat chestia asta? Răzvane, nu am un preț exact, pentru că am mers, I went with the flow, știi cum s-ar spune. Nu am avut un buget fix de la bun început. Te-ai așteptat să dureze atât? Nu, eu am plecat pentru 9 luni de zile. 9 luni de zile, am zis prietenilor, familiei, băi, eu plec 9 luni de zile, o să traversez America pe un traseu mult mai scurt decât ce am făcut până la urmă și mult mai rapid. Și uite că am zăbovit 3 ani și 3 luni de zile pe drum și nu mă mai dădeam întorsului. Adică ai cerut ajutoare între timp? Adică ai fost în situația în care ai avut nevoie de sprijin? De sprijin material? Deci, da. Păi da. Mi-am finanțat întreaga expediție prin bunăvoința celor care îmi urmăresc blogul și mă urmăresc pe rețele socializare și mi-au dănat bani. Mi-au dănat bani mă rog, oamenilor care le place ceea ce scriu, ceea ce văd, ceea ce, mă rog, un felul care prezinte o lume prin ochii mei și prin ceea ce simt, ceea ce văd și mai departe. E foarte bine. E asta și oamenii pe care îi întâlnesc pe drum, cei care mă țin la ei acasă, îmi dau de mâncare, în Argentina mă opream la ferme. Era... Și asta e aventură până la urmă, nu? Că dacă tu ai merge pe o linie predefinită, nu? Faci turism, nu faci aventură. Dar tu de ce ți-ai imaginat că o să faci mecherie? Adică voiai să mergi până la Ushuaia? Da, sau? Da, nu, traseul a fost de la bun început proiectat să merg din... Și cum ți-ai imaginat tu că faci în 9 luni? Respectând o anumită distanță zilnică, gen 100-120 de kilometri, dar nu i-am respectat niciodată, am lăsat ușor. Pentru că dacă aș fi făcut acea distanță zilnică până la urmă, dincolo, să zicem, de efortul fizic, nu vezi, nu apuci să vezi dacă tu ești doar pe performanța de a face chestia aia într-un timp record sau într-un timp rapid. Nu? Și atunci e bine să te lași purtat, nu? Dacă într-o zi ai chef să faci 120, îi faci, dacă nu, faci 30, te oprești, te uiți la peisaj, cunoști acel loc, nu? Eu am oprit în destule locuri, în Medellin, în Columbia, am stat o lună, am mai stat o lună în Manaus, în Brazilia, în Amazonia braziliană, am stat 4 luni în Ecuador să fac și câteva ascensiuni pe vârfuri de 5 și 6.000 de metri. Ah, și da, a fost o... Sper că le-ai urcat, normal. Da. Așa, da. Așa e simplu. E mai bine în nord sau în sud? Unde ți-a plăcut mai mult? Depinde, nordul este foarte sălbatic. Este foarte, foarte sălbatic. În sud, chiar și în Patagonia, unde, să zicem, mai așezări umane la distanțe relativ mari, tot e mai bătută, tot e mai populată, tot e mai accesibilă, nu Patagonia, decât nordul Canadei sau Alaska. Și e mai dreaptă, gen. E mai dreaptă, dar ai un vânt de te nenorocește, efectiv, acolo. Ai vânturi de 60, 70, 90 de km la oră. Și când te prinde unul de ăla din față sau din laterală și mai dă și cu grindină, că eu am traversat zona aia acum pe timp de iarnă, primăvară. Ah. Deci am terminat în primăvară acolo, nu? Că acum vine vara. Deci o continuă acum iarna australă, o combin cu cea boreală de aici, da. Plătind astfel pentru cei 2 ani din tropice. Dar spune-mi, câte kilograme avea bagajul tău? Mai m-au întrebat foarte mulți oameni chestia asta și n-am calculat niciodată exact, dar eu estimez undeva la 45 de kilograme în condiții normale, cu mâncare, provizii, pentru că sunt distanțe unde și zone unde trebuie să-mi iau la mine provizii pentru câteva zile, ajunge poate la 60. Deci e destul de multă greutate, nu, pe bicicletă. Și asta înseamnă că dormeai și pe drum, dormeai în cort? Bineînțeles, am dormit în toate locurile posibile, răzane, deci de la cort, biserici, stații de pompieri, poliție, am dormit până și într-o închisoare, într-o celulă de închisoare 2 nopți. Unde asta? În Mexic, pentru că urma să urc Orizaba, era o altă ascensiune. Pentru că asta e important să menționez faptul că, dincolo de pedalat, nu, am încercat să fac și alte, să bifez și niște vârfuri și să intru și în locuri, să fac trecuri, adică ca să vezi cu adevărat, nu, 2 continente, ceea ce am vrut eu să fac, trebuie să combin trekking-ul cu biciclitul, cu ascensiunile, nu? Să vezi, mie asta îmi place, să văd din mai multe puncte de vedere și mai multe poziții, locurile pe unde trec eu. Și eram în Mexic, deci urma să urc Orizaba și am ajuns cu bicicleta până la 2200 de metri, unde era sătucul respectiv. Am întrebat poliția dacă pot să rămân aici și au zis, da, avem 2 celule libere. Poți să... Dacă nu te deranjează. Da, mișto. Și... în oraș ai fost? Da. Dar nu era important pentru tine, neapărat. Nu, absolut deloc nu e. Dar dacă se întâmplă să trec, de exemplu, cum a fost în Ciudad de Mexico, se întâmplă ca traseul meu să treacă pe acolo și, bineînțeles. Chiar o chestie interesantă pe care vreau să o zic, care vorbeam cu Horia urcând aici, e că am întâlnit un român și la un capăt și la cealalt Americii. Așa, respectiv? Deadhorse și Ushuaia. Adică? Adică în ziua în care trebuia să dau primele pedale din Deadhorse, da, mi-au zis băieții de acolo din localitate, o localitate de 250 de oameni, și o rafinărie lângă. Și mi-a zis unul dintre americani, a zis că, păi de unde ești? Din România. Apoi vezi că avem și noi unul român aici, stai că vine. Stai că vine încoace. Nenea George sau nu știu cum îi spunea. Deci român. Și când am ajuns în Ushuaia, în celălalt capăt, mă contactează un tip, păi vezi că eu stau aici, hai la o bere. Deci am întâlnit un român și la un capăt și la celălalt al aleci. Da, mi se pare mișto. Da, adică, dacă mai doreați vreo dovadă că, de fapt, de la noi a plecat totul, da. Ce ai mâncat și ce ai băut? Oh, de toate. Adică eu pe distanțe de astea... Te-a afectat pe gusturi călătoria asta? Adică ai devenit mai tolerant, mai intolerant? Cred că am fost tolerant. Ți-e dor de sărmăluțe? Ai fost în Costa Rica? Nu zic că încă n-am mâncat sărmăluțe. Ai dus chifteluțe la anuții? Chifteluții la anuții. Nu, mi-a adus un român care a venit la un moment dat, Ovidiu Bălaș, care a venit cu un grup de români în Lima, mi-au adus cârnați și bere Silva. Aia a fost cea mai frumoasă surpriză. Băi, ia și tu de aici să te simți ca acasă. În fine, dar nu, ideea e că eram oricum obișnuit cu schimbarea, pentru că călătorisem și înainte, nu era, și corpul meu e destul de obișnuit cu orice, deci n-am probleme de adaptare din punct de vedere al hranei sau, știu eu, al băuturii. Chiar mă gândeam că în regiunile alea îndepărtate din nord, unde apa e foarte pură și foarte curată, o iau și o beau direct din râu. Și n-au nicio problemă pe tema asta. Nicio problemă. Spune-mi, în Brazilia am înțeles că te-ai întâlnit cu niște palmieri dați cu var? Nu, asta e altă poveste. La un moment dat, cei de la Rice Project au postat vestita casa domnului Dragnea și am remarcat, mi-a sărit așa în ochi direct, poc! Palmierii dați cu var. Și m-am gândit eu așa, băi, eram deja de 2 ani de Crăciun lăsate în ei. Eram deja de vreo 2 ani prin America Latină, am tot văzut palmieri, dar n-am văzut niciunul dat cu var. Mi-a sărit în ochi, efectiv. Deci că nu se poate așa ceva. Asta e exact ca la casă de gospodar teleormănini. Da, e foarte bine. Dar găinile unde erau? N-aveau coteț de găini, nu? Asta nu știu. Morning Glory on Rock FM.